Tăieri ilegale de copaci la Fălești și Leova. În primul caz, inspectorii de mediu au depistat în preajma satului Glingeni un tractor cu remorcă încărcat cu lemn tăiat ilegal. Ulterior, experții au depistat și locul de unde au fost tăiați arborii. Ar fi vorba despre cantonul numărul 12, gestionat de către întreprinderea pentru silvicultură Bălți. 32, 26 și 30. Verificările la fața locului au demonstrat că în total au fost defrișați ilegal 12 arbori de pin cu diametrele cioatelor diferite, care însă denotă faptul că acei pini au fost tăiați înainte de faza de încetare a creșterii. Masa lemnului obținut ilegal din defrișare constituie aproape 10 metri steri, iar suma totală a pagubei este de 6.300 de lei. Potrivit inspectorilor de mediu, toate persoanele implicate urmează a fi audiate și sancționate conform legislației. Un alt caz a avut loc în orășelul Iargara din raionul Leova. Acolo, angajații unei vinerii s-au apucat de tăiat copacii de pe teritoriul întreprinderii fără a avea actele necesare. În total, ei ar fi defrișat 83 de arbori de arțar, salcâm alb, ulm și nuc, obținând 92 de metri steri de lemn în valoare de 396.500 de lei. Atât reprezentanții companiei, cât și un angajat care transporta lemnul au fost sancționați.